ajuns să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. La un pas am fost ieri să dăm toți banii. N-a fost să fie, așa că astăzi plecăm de la 200 de euro și poate ajungem la 1600. În câteva minute se poate întâmpla lucrul ăsta. Cristina din București cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Cristina? Bună! Ce vreau eu? Pe bani să fie orice! Mamă, ce abordare! Și dimineața asta faci ce vrei tu pe banii noștri? Corect! Bravo, Cristina! Ne place tare mult, Cristina, de tine. Ai potențial, simt că facem istorie azi. Mamă, dacă nu dai bani, te urmăresc. Cu ce te ocupi, Cristina? Lucrez în domeniul gazelor naturale. Ok. Da, așa că avem niște întrebări pentru tine. Dacă poliție, fisc, astea. Da, cu fisc. Nu, la extracție, la distribuție sau la vânzare? La încasat. La o firmă particulară. Care face ce? Distribuie gaze. Distribuție! Distribuție. Aveți tarife mari? Da. Mulțumim, a închis discuția. Hai, lăsați vrăjeala, dați-mi banii. Zic să rămâneți la Engie. Ok, mulțumim. Bine. Cristina, pare foarte veselă și dispusă să ne iei toți banii în dimineața asta. Noi suntem, suntem de acord să ți oferim pe toți. Plecăm de la 200 de euro, dublăm, mă rog, dublezi tu dacă vrei, la 400, 800 sau 1600, pentru că de fiecare dată după un răspuns corect trebuie să alegi dacă te oprești sau mergi mai departe. Dacă mergi mai departe, poți să câștigi mai mulți bani, însă riști să dai un răspuns greșit sau să nu fii în timp și atunci banii să rămână la noi. Dacă te oprești, rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv și un singur lucru mai adaug, ai 6 secunde ca să ne răspunzi corect de fiecare dată. Perfect? Cam puțin. Cam puțin, nu? Da. Păi da, dar și voi sunteți scumpi. Vezi? Ai văzut că ultimul succes de aici, de la Dublu sau Nimic, s-a petrecut acum 2-3 zile? Două zile. Două? Da. Da. O doamnă care cu sprijinul bunicii s-a încadrat în 6 secunde la limită, dar a răzbit. Ai și tu o bunică pe lângă tine? Nu, am colegii. Nu e rău, cât sunteți? 5. Mamă, fie că ne ia bani. Mamă, gata, dăm bani, 1600 de mai. Dar ceilalți colegi sunt acum concentrați la ce faci tu sau își văd de treabă? Cum? Sunt super concentrat pe voi, zic. Vezi, ai grijă să nu te inducă în eroare și să nu pierzi timp din cauza lor, că e important, da? Nu, nu mai induce în eroare. Bine. Bine, suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM cu imagini din studio. Ne vedeți pe noi așadar, nu pe Cristina. Pe Cristina doar o ascultăm. Când ești gata, Cristina, începem. Păi sunt gata. 200 de euro. Colegii sunt și ei gata, că n-am auzit nimic din partea lor. Da, gata! A, salut! Ce faceți, colegii? Salut, salutare, băie, ce faceți? Salut, coleguții! Salut, ce faceți? Luca a fost într-o țară în care în țara Egipt se vorbea română. Da, ce face Hagi Halep? Ce face Hagi Halep? Haide, haide, bine, bine. Iala, iala. Iala, iala. Atențiune. Cristina, iala, iala. Ia. Pentru 200 de euro. Da. Câte grupe de sânge uman există? 4. Și câte poate avea un om? Le poți nominaliza? Da. 0, A2, B3 și AB4. Bine, asta, de ce sunt, stai puțin, de ce nu sunt A, B, C și D? Păi nu, mă, sunt A, B și AB. Aia A2-ul e... Da, e grupa 0. Sunt combinații. Aia A2 e pentru bețivi. Pentru cum? Bețivi. Adică de ce? Nu este adevărat, eu am A2. Și mărturisesc că azi n-am băut nimic. Stai puțin. Și care e șmecheria? Deci așa se spune. În sensul că ce, dă un pic fundul, mence când aud. Cum? De ce? AB4 pentru nebuni. Eu cred că am AB. Auzi? Aia care primește de la toată lumea, pe aia o am. Aia o ai? Da. Aia e 0. Care e cea mai rară? 0 am atunci. Care e cea mai rară? E asta, 0 e cea mai rară. Zero, nu e adevărat. Alea cele mai rare sunt cu RH negativ, cred. Păi și nu se încadrează în astea. Da. Doamne, dar de ce se zice că e a bețivilor? Ții mai bine la băutură?
Dacă nu, ai grupa respectivă? Nu, domnule, aia are legătură. Facem concurs, dacă vreți. Nu, numai cu moderație, vă rog. Băutură cu moderație. Asta hai să validăm răspunsul corect. Cristina, ai 200 de euro. Gata, s-a trecut la fapte deja. Bravo. Deci eu vă spun că fata și colegii merg până la capăt. Astăzi ne iau toți banii. Sunt convins de asta, n-am nicio îndoială. Cea mai rară e AB negativ, ne-a scris cineva. AB negativ? Eu da. De-aia. Și donatorul universal e zero. Da. Deci ăla ești tu. Nu ești primitor, cred că am AB de ăla. Da. Nu știu. În fine, cert e că e greu să ții minte ce grupă de sânge aia asta am realizat eu și George. Da, eu nu știu ce grupă am. Am scris undeva acasă, dar nu găsesc. Eu am abțibil pe buletin. Eu am pe frigider abțibildurile acolo. Înainte se punea pe buletin, așa e, da. Da. Dacă donați sânge... Și pe certificatul de la șterica. Și pe buletin da, e trasată și dunga aia cu roșu? Bună! Dacă bine să donați sânge, primiți un abțibil gratuit pe care vi-l pune pe spatele cărții. Eu am vrut să donez, dar nu... Auzi, hai mă, că avem concurs, ce zic gură. Se dau și bonuri de masă? Da. Că s-ar putea să-l prinzi pe Luca cu chestia asta. Bine, aveți 200 de euro, Cristina. Acum, glumă, glumă, grupă, grupă, dar trebuie să ne spui dacă mergi mai departe sau nu. Logic că mergem mai departe. Păi să mergem. Păi corect. 400 de euro. O întrebare și mai ușoară. Ia. Cine era zeița frumuseții și a iubirii în mitologia greacă? Afrodita. Ai primit... Și mai cum? Ai primit confirmare? Că am văzut că ai... Afrodita Zeus era din familie. Ok. Afrodita o spune drept, cine te-a mușcat de pe... Spune-ne și nouă, Cristina, cine, ce membru al colectivului tău a confirmat acest răspuns? O doamnă sau domnișoară? Un domn. Cum îl cheamă? Lucian! Bravo, bine, Lucian! Felicitări! Ce a grupă sanguină avea Afrodita? Afro cum? Ce grupă voia ea? Afrodita acolo era... pe Acropole n-am aflat. Afrodita era afro-americană? Nu cred. Mă rog. În fine. Urzica. Așa măi, Cristina. Da. Mergem până la capăt, nu? Stai așa. Corect. Totul sau nimic. Cât a câștigat până acum? A câștigat 400 de euro, putem merge la 800. 400, îți dai seama câți metri cub de gaze putem să cumpărăm cu 400? Nu prea mulți la Cristina la firmă. Măcar vreo 100. Da, ce facem, Cristina? Dublăm sau ne oprim? Dublăm! Dublăm! 800 de euro. Acum să facă un pas înainte colegii călători, drumeți. Cei pasionați de geografie? Nu e nevoie să fii pasionat de geografie. Să-ți placă să călătorești un pic. Pescarii. Călătorim, zic. Pe atunci, Cristina, spune-ne, te rog, împreună cu colectivul, în ce județ se află lacul Colibița din Munții Călimani? Bistrița la Saud! Colega, cred că e născută la pămalul lacului, că a zis instant. M-am plimbat anul trecut pe el. Nu avem nicio șansă. 800 de euro! E greu să te bați cu echipa întreagă. Vezi ce înseamnă că tot am vorbit azi de echipă. Spiritul de echipă a fost astăzi, practic, cuvântul de ordine al întregii emisiuni. Dar să facem, să dăm cezarului ce al cezarului și să ne spună, Cristina, cine e colega, l-am nominalizat pe Lucian la întrebarea a doua, acum este... Acum este Mădă. Mădă! Am văzut că nu mai știi cum o cheamă. Bravo, Mădă! Bravo, mulțumim Mădă pentru răspuns. Cristina! Stai că avem o problemă avem cu timpul. Avem o problemă de organizare acum. În timpul în care voi vă gândiți dacă dublați sau vă opriți, noi facem o pauză de 5 minute și jumătate, ok? Ok! Vă faceți ședință acolo și vedeți dacă păstrați banii, 800 de euro, sau mergem la 1600 pentru ultima întrebare, bine? Mergem! Curaj, Lucian, Cristina, Mădă și toți colegii, mergeți mai departe, vă simt tare azi. Deșteptarea. Every morning, first thing I do.
turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM. 9:51 de minute, ne-am întors în deșteptare alături de Cristina din București și colegii săi. Cristina, mai ești cu noi? Da. Ați făcut ședință? Nu. N-ați făcut ședință. Dar ați votat măcar? Nu. N-ați votat. Dar cum ați făcut? Mai știam de la început. Noi suntem siguri. Mai sunt siguri. Bine, înțeleg atunci. Avem pe Lucian, gata, câștigăm. A, deci pe Lucian vă bazați. Corect. Păi bine. Și cum facem cu Lucian? Adică îi dai pizza, îi dai procent, cum... Se împarte tot. Vezi, ține minte. Exact, tu trebuie, ca o pizza. Tu trebuie să răspunzi, Cristina, da? Deci chiar dacă da. Noi auzim, trebuie să te auzim pe tine. Și tot tu trebuie dar să... Cine, tot tu cine trebuie formulează întrebarea. Luca formulează întrebarea, dar mie... Să știm cum îi facem voodoo. Nu îi faceți voodoo, că răspundeți. N-am niciun doală că răspundeți. Și eu sunt convins, de la început eram convins că o să câștigați și ne luați toți banii. Tu trebuie să-mi spui acum dacă mergeți sau nu mergeți mai departe. Mergem. Da, să știi că la întrebarea asta a patra, pentru toți banii respectivi, eu m-am uitat pe ea, e voodoo de intensitate mică. Nu e nevoie să vă întrebuiți prea tare. E simplu. Părerea mea. Da? 1600 de euro. Pentru că m-ai amenințat. Hai, deja, colectiv. Deja am păpușica pe masă, fii atent. Nu insist acum. E o păpușică mai rătunjoară. Am și eu o păpușică aici. Hai. Gata. Cristina. Da. Concentri-la. Da. Cine a fost primul împărat creștin al Imperiului Roman? Constantin, cred. Constantine. Răspunsul tău este... În ce mână ții păpușica? Incomplet. În ce mână ții păpușica? Pe masă. Pe masă, a? Pune mâna pe păpușica. Primul împărat creștin al Romei, al Imperiului Roman, a fost Constantin și Elena. Constantin, ai zis împărat, Elena este mama lui Constantin, da? Am înțeles. Și pentru fiul ei, astăzi aveți 1600 de euro! Și Lucian? Luciere? Lucian! Am aruncat păpușica la gunoi! A zis, vudu mic! Să știi că îmi place plăcinta dobrogeană cu brânză. Și nouă! Da, și șaurma. Cristina, alături corect. De colegii tăi, să știi că ați câștigat astăzi împreună 1600 de euro la dublu sau nimic. Am o mare rugăminte. Da. Vorbiți acum cu Marcela, faceți un selfie și dați-ne și nouă un selfie. Vrem să vă cunoaștem, să vă punem fotografia pe pagina noastră de Facebook, ok? Vă mulțumim și vă iubim! La revedere! Pa, pa! Pa, pa! Ați fost buni, bravo! Te simpatici, mulțumim frumos! Mamă, ce emoții la ultima întrebare! Da. Da. Pe mâine dimineață, numai bine. Toate bune. Pa, pa. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști? Wow. Totul, dublu sau nimic. Tot ce știi transformă în mii de euro. Joacă dublu sau nimic. Detalii pe europafm.ro.